Cresc, mă transform. Disciplina, consiliere și dezvoltare personală. O resursă pentru clasa a cincea. Bun găsit! Astăzi vom vorbi despre cum arată, cum simt, cum gândesc și cum se comportă preadolescenții împreună cu Sonia, Toma și prietenii lor. Ei stau deseori de vorbă întâmplările prin care trec. Între 10 și 14-15 ani, ne aflăm în perioada preadolescenței, o perioadă în care se produc multe schimbări normale, firești, schimbări fizice, emoționale, comportamentale. Te invit să urmărești dialogurile dintre cei doi preadolescenți pentru a afla despre schimbările prin care trec aceștia și a înțelege ce ți se întâmplă și ție. Pe drumul spre casă, Sonia a început să dezvăluie ce o preocupă. Mi se pare că am rămas în urma tuturor prietenilor mele. Toate au crescut în înălțime, li s-au lărgit șoldurile. Abia încep să văd transformări fizice și la mine. Pare că a apărut ceva păr sub axilă, dar asta e tot. Notează pe caiet modificările de care vorbește Sonia într-un tabel asemănător. Încadrează modificările pe una dintre coloane modificări fizice sau alte modificări. Răspunsul lui Toma dezvăluie și alte modificări față de acum 2-3 ani. Pare că sunt foarte popular. M-am înălțat, am o grămadă de prieteni, mai ales pentru că sunt în echipa de basket a școlii. De n-aș atâta, ar fi și mai bine. Fetele din clasă mă laudă pentru cum joc și îmi spun că sunt grozav. Adevărul este că din când în când am început să mă gândesc și la fete, nu numai la sport. Completează în continuare tabelul cu modificările despre care vorbește Tomă. Sonia aduce în discuție și alte schimbări. Prietena mea Cristina are o nouă ocupație. În fiecare zi întârzie la școală, atât de mult ea să se macheze. Mai nou poartă sutien, vorbește despre acest lucru fără sfială și vrea să fie independentă nu uita să completez modificările apărute la Cristina în perioada preadolescenței. Pentru preadolescenți, această perioadă vine cu provocări diferite. Pentru prietenul meu, Dan, nu e cea mai bună perioadă. Colegii râd frecvent de coșurile care au apărut pe față, iar vocea ei s-a îngroșat de nu mai recunosc la telefon. Cel mai rău e că atunci când colegii îi zic că rage ca un măgar, el se enervează și devine agresiv cu cei din jur. Completează în tabel modificările pe care le trăiește Dan. Alocați timp pentru a completa tabelul cu modificările pe care le resimte fiecare dintre preadolescenți, așa cum reiesc din descrierile Soniei și ale lui Toma. Rețineți faptul că preadolescența este o perioadă de creștere cu schimbări intense, în plan fizic, dar și în modul în care se manifestă emoțiile, cum se transformă relațiile și comportamentul. Nu uita că preadolescența se instalează diferit de la o persoană la alta, ca și când funcționează fiecare după un alt orar. Ce părere ai să adaugi încă un rând tabelului? pentru a scrie acum despre modificările pe care le resimți tu în această perioadă. Concentrează-te asupra ta în continuare și completează propozițiile la cunare. În această perioadă eu simt că... În ceea ce privește modificările fizice prin care trec, schimbările care s-au produs în relațiile mele, Amintește-ți că preadolescența este o perioadă de trecere de la copilărie la adolescență și chiar dacă este plină de provocări, merită să o trăiești conștient și cu bucurie.